Explozie de culoare. Combinații neașteptate de armonii. Structură contemporană. Ethno Republic are ambiția să dea o nouă față folclorului și tradițiilor. Este unul al schimbărilor. Marcel Ștefăneț lasă 3 puncte de suspensie în dreptul trupei Transbalcanica. Își conservează pentru el aceste idei de suflet și o ia de la capăt. Timp de 3 ani deja învățase o lecție și își dorea ceva mai mult. Transbalcanica am avut multe obstacole, am avut, pentru că era, în primul rând, gen muzical era inedit, deci ce nu s-a mai făcut nici la noi în țară și din momentul ăsta a fost foarte complicat pentru că tu nu știai unde mergi. Trupa experimentează și creează ca să fie auzită acasă, dar și peste hotare. Fascinația pentru muzica și carisma trupei s-a răspândit rapid în rândul publicului din România. În scurt timp are loc lansarea trupei pe scena Cerbului de Aur. Doamnelor și domnilor, Transbalcanica! Parmi 2005 sau 2006, ce a fost practic iarăși lansarea în România a proiectului Transbalcanica. Cred că a fost cel mai colorat și cel mai memorabil și cel mai mare rezonanță a dus ieșirea aceea. După aia a urmat lansarea proiectului în București, concertul, lansarea Transbalcanicei. Și pentru mine a fost o realizare muzicală și mulți s-au regăsit în ea. Dar mai mult în America, mai mult în Europa. În mintea lui se coceau aranjamente noi. Se gândea un nou material muzical, inedit pentru piața din Moldova. Era nevoie să adune într-un mănunt instrumentiști de calibru și să dea start Ethno Republic. Voi aveți numai la Delilah, nu? Textul. Acum și ce ține de orchestrație, ce ține de aranjamente, e un pic altă viziune și la mine. Acum chiar și mă gândesc și la publicul larg, pentru că, cum am mai zis, folclorul este foarte, foarte diferit și foarte variat și foarte frumos. A doua lucru care e mult mai important, dacă este un muzician care stă alături de tine, care gândește ca și tine, care te urmează pe tine și vrei să ajungă în final ceea ce vrei să obții și tu în plan muzical. Eu am auzit doar o singură melodie, care Marcel mi-a adus-o, eu am ascultat-o. Și în clipa aia eu am văzut proiectul, eu am văzut concertul, nu i-am zis lui, dar eu am știut că piesa asta va participa și la Eurovision. Dar i-am spus că după lansarea proiectului, am mai trecut ceva timp, așteptam, dar eu în momentul în care eu auzeam în căști, eu am știut că piesa asta trebuie să fie la Eurovision. Și-a ales în jurul lui și oameni pe potrivă care gândesc și creează într-un gând cu el, fără a-și trasa limite. Eu sunt foarte bucuros că fac parte din el, pentru că Marcel este un muzician desăvârșit, care știe să aranjeze într-un fel piesele pentru acest proiect perfect. Adică el simte fiecare muzician din acest proiect, știe ce putem noi, știe chiar și să ne întrecem câteodată limitele. Eu până acum n-am mai avut așa concerte ca formație, adică să participi 60 de muzicieni pe scenă, este ceva. Și să cânti tot concertul cap-coadă împreună cu toți, este ceva deosebit. E ceva inedit, ceva interesant, ceva care la noi în Moldova, de fapt, mai rar întâlnești, cu toate că cineva poate și încearcă să facă ceva similar. Dar aici, de fapt, e conceput totul la un nivel mult mai înalt. Было немножко сложно перестроиться, потому что я как бы народную музыку никогда не играл. Ну, слышать я ее слышал, как бы, в любом случае. Но вот эти вот нестандартные размеры и все вот это вот, поначалу было очень сложно въехать, как вообще, что, как правильно посчитать, как, чего, и вот как-то вот. Ну, а потом, на самом деле, ничего такого сложного в этом, как бы, не было. Как бы, имея большой, как бы, опыт
игры с разными коллективами и на разных площадках, от маленьких до больших, как бы быстро как-то это все срослось. Это был очень интересный материал, необычный. Это был своего рода вызов. Технически, мелодически, музыкально. Это был какой-то вызов, это было что-то, что было играть и интересно, и приятно. Ну и, конечно же, коллектив. Коллектив тоже немаловажную роль сыграл, как бы познакомившись поближе с теми ребятами, которые играли в этом коллективе, я понял, что это, наверное, та группа, в которой мне хотелось бы находиться как можно дольше. Раз, два, три, четыре. Instrumentiștilor din Ethno Republic zona de confort le creează un disconfort în creație. Ori nicio experiență nu trebuie să semene la față cu precedenta. Ceea ce m-a ascultat în adresa mea au fost doar lucruri pozitive, ca și cu Transbalcanica, deci au fost chestii inedite, interesante, care nu au mai fost făcute până acum. В музыке невозможно находиться на месте. Ты можешь либо развиваться, либо деградировать. Поэтому постоянное движение – это единственный выход и спасение для любого желающего развиваться музыканта. Нельзя зацикливаться в каких-то, вот загонять себя в какие-то комфортные рамки, да, и, ну да, ты там можешь делать все очень правильно, качественно и как бы, ну и дальше что, да. То есть мы все здесь собрались, музыканты, которые изначально из разных каких-то музыкальных культур, направлений. Да, и раньше, до этого проекта, нас, ну, вряд ли что-то объединяло в плане музыки, да. То есть вот Тарасик играл там в «Миллениуме», я играл всю жизнь там какой-то металл сумасшедший там, да, то есть с кровью там, ведро крови, вот. То есть мне очень интересно было себя попробовать в чем-то другом. То есть насколько это был экзамен перед самим собой. То есть насколько я готов участвовать в чем-то, то есть вот уйдя вот за эти свои привычные рамки. Ну, как бы я думаю, что все хорошо получается, и мне очень интересно, нравится, да. То есть думаю, что у нас получилась такая как бы вот пачка очень плотненькая, заряженная. Tot timpul suntem autoperfecționiști, adică vrem să tindem la ceva mai. Asta te obligă automat să muncești. Ambiția creatorului era foarte mare, să aducă folclorul la nivelul jazzului, a stilului latino pe plan mondial. Marcel Ștefăneț s-a axat pe îmbinarea folclorului cu elemente contemporane, unind mai multe direcții, jazz, pop, rock, muzică clasică. Concertul de lansare al trupei i-a confirmat alegerea făcută. Ethno Republic s-a lansat exploziv și a mers consecvent pe calea cea bună. Lansarea Ethno Republic a fost implicat circa, nu știu, 60 de oameni. Au fost și dansatori, și muzicieni, și plus la asta Moldova Concert, care a venit cu un suport foarte, foarte, foarte important pentru noi. Deci, practic, cu ajutorul lui, noi am realizat această lansare, pentru că a fost suport financiar, au fost investiții foarte mari și pentru asta și vreau să-i mulțumesc. Pentru că fără finanțe, bineînțeles că e asemenea proiect foarte greu de obținut și de realizat. A fost ceva emoționant. În primul rând se vedea pe fețele lor că lor nu le vine să creadă că ei vor avea un show acestui proiect. Moldova Concert s-a implicat în calitate de producător general la maxim ca să scoatem un material și ca să vadă și ceilalți artiști că Moldova Concert are un alt rol cu totul și cu totul. Și când ne focusăm pe produsul autohton, pe promovarea artistului nostru, efortul de care spectatorul simplu nici nu bănuiește este pe măsura rezultatului final. Muncești mult ca să dăruiești mult. Fiecare piesă l-a costat pe Marcel Ștefăneț dedicație și timp. Tot se începe de la o idee. Da, este ideea evenimentului. După aia urmează ideea muzicală. Ideea muzicală ar trebui să fie aranjată, deci vorba de aranjament, de orchestrație. Ceea ce fac eu, aranjament, orchestrație, după asta, tot asta trebuie să fie pus pe note. Deci, în moment când tu scrii note, tu deja trebuie să știi ce componență trebuie să fie în acest spectacol, da?
Deci este corul de 20 de persoane, este suflători 10-15 persoane. Deci echipa de corzi, de oriști, da, peste 20 de persoane. Deja bandul, pentru fiecare trebuie scris notele aparte. De la zero, dacă se iei o piesă, aranjament, orchestrație, notele, poate dureze 3-4 zile o piesă. Deci dacă... ultimul concert a fost aproape 30 de piese. Primul concert a fost cartea de vizită a trupei Ethno Republic. A adunat la un loc instrumentiști profesioniști, ghidați de un lider cu ambiție și caracter. Iar centrul acestui univers este frumoasa și talentată solistă Cornelia Ștefăneț, norocoasa care a înflorit pe roditorul pământ al Ethno Republic. El este un muzician foarte bun și faptul că el a ales să fie o solistă pentru mine era un lucru foarte așa, de mândrie, pot să zic. Și evident că am fost invitată nu doar în calitate de solistă, dar și percuționistă, pentru că eu poate puțin cunosc, dar eu de fapt de meserie sunt percuționistă. Am studiat tobele, xilofonul la Colegiul de Muzică Ștefăneaga. Sunt genul de interpretă care poate am norocul sau nenorocul să am emoții destul de mari înainte de a intra în scenă, dar pe parcursul inclusiv și a concertelor grandioase pe care le-am susținut împreună cu Ethno Republic, am reușit să fac față și să înțeleg că în spatele meu stau muzicieni buni, mulți, și acum tot în mare parte depinde de cum o să cânt eu, ca să nu dau greș și să nu duc de râpă ceea ce s-a muncit. Să-ți moară apoi. Marcel Ștefăneț își întrece limitele, riscă, își învinge temerile și obține rezultate la care uneori nici nu a visat. Când aduc o piesă nouă sau aranjament nou, eu am frică cum ați primească publicul asta, pentru că viziunile mele, ideile mele, uneva, poate pentru mine ele sunt interesante, pentru altcineva poate nu interesant. Și asta este frică ca să fiu înțeles în ceea ce fac eu acum. Poate asta nu-i frică, dar sunt niște emoții, mai ales înainte de concert, mai ales înainte de o prezentare a unei piese, sunt emoții cum va fi. Tot spectacolul se ține pe ceea ce am făcut eu și, bineînțeles, pe interpreți. Dar interpreți ies în față și fac lucrul lui, tot ce se întâmplă din spatele lor, tot e pe mâinile mei și asta eu îmi dau seama și bineînțeles că emoții sunt și câteodată eu poate nu pot să le stăpânesc. De exemplu, la mine familia nu are tangență cu muzica, dar lor foarte mult le place, mai ales chiar și copiii, tot timpul când întâmplător poate auzit la televizor ceva din proiect, deodată se opresc și deodată își dau seama că uite, asta e piesa care cântată ticu, să zicem așa. Dar foarte mult contează atunci când e ceva inedit, fiindcă toți acum în ziua de azi încearcă să facă ceva interesant, dar nu merge la public. Eu cred că treaba asta e pe primul loc, să zicem așa, când faci ceva, să faci ceva ce n-a mai făcut nimeni, dar în același timp să dai totul din tine și să aduci la o valoare foarte înaltă. În el văd un profesionist, de aia este mai ușor să colaborez. Un profesionist știe ce vrea. Ori eu, de la cei cu care colaborez, cer în primul rând profesionalism și în al doilea rând să văd că el știe ce vrea și dacă știe ce vrea, scopul este atins. Marcel știe ce vrea, Marcel lucrează foarte, foarte mult și măgălos. Câteodată mai sar scântei în colaborarea noastră din motiv că el este atât de pedant și atât de măgălos și atât de corect în ceea ce face că este cam complicat să lucrezi cu el, dar este o plăcere. Are un cap de geniu, eu așa îi spun, nu pentru că este soțul meu, dar pentru că, într-adevăr, ceea ce face este cu totul diferit de alții. Evident că el cere părerea, sfatul, dar o cere mai mult ca și un spectator, să zicem, simplu, care cât de cât cunoaște muzica, pentru că oricum eu sunt departe de tot ceea ce cunoaște Marcel în toate stilurile muzicale. Concertele Ethno Republic își găsesc loc oamenii iubitori de muzică adevărată, dar și melomanii din diferite culturi. Chiar și rockerii își pot testa gusturile muzicale, dacă le oferi ceva gustos din scenă. У меня есть много друзей, которые как бы открыты для экспериментов. Вот приходят и потом говорят: "Чувак, это было круто".
mai colorat concert susținut de Etno Republic a avut loc la Festivalul Etniilor Interetnica din cadrul Mărțișorului. Eu zic că la moment ăsta este cel mai frumos concert al proiectului Etno Republic. Când au venit cu propunere muzicale și eu i-am adunat, bineînțeles fiecare din etnie a vrut să manifeste la nivel cel mai frumos. Aceiași evrei, aceiași romi, aceiași azerbaijani. Deci e un lucru foarte frumos și eu l-am apreciat, dar le-am spus la toți că credeți-mă că eu îți fac tot posibil ca fiecare etnie să arate demn frumos din toate punctele de vedere. Fiindcă în creația lui Marcel, eu am văzut acel etnos divers, el atinge și zona balcanică, el atinge mai multe zone și el îl simte foarte bine. De aceea și-am propus lui Marcel, știind deja potențialul lui, știind potențialul muzicienilor lui, ca să facem un proiect unde să implicăm toate colectivele artistice. El mai departe a colaborat cu toți muzicienii din Găgăuzia, din Taraclia, cu colectivele de bulgari, găgăuzi. Uitați-vă că Marcel, el a știut să găsească limbă comună cu toți, i-a convins, i-a, să zic, adaptat, după, fiindcă până la urmă el este creatorul muzical, el a creat toate lucrările astea. Bineînțeles și doamna regizoare Svetlana Frumusache tot a făcut tot posibil ca să fie concertul colorat, frumos. Când mi-am dat seama și am văzut deja videouri, eu în timpul repetiției, bine că ești atent la altceva, dar când vezi deja rezultatul filmat, montat, mixat, într-un dans, într-o piesă, a fost aproape 300 de oameni pe scenă. Deci vă dați seama, atâția muzicieni, atâția dansatori, costume colorate, diferite, deci ce se face în spatele scenei pe LED-uri, era altceva, adică bine când era legată cu istoria ce era pe scenă, dar în total asta era o imagine foarte colorată și frumoasă și mi-am dat seama că cât de frumos lucru l-am făcut noi și mai ales vorba de etniile Moldovei care suntem toți într-o țară. Aric prasta, în primul rând, prima oară noi suntem cu așa orchestră puternică și frumoasă. Mulți muzicieni, adică o experiență pentru noi foarte bună. A fost piesa Gelem Gelem, imnul romilor, și a fost interpretată altfel. La noi sună puțin mai asta, dar la dânsul e foarte bogat. Multe instrumente și de aia se primește o bogăție de muzică frumoasă. Se redă, spectatorul primește altfel. Pentru că, cum n-ai dat, când sunt în scenă la 30 de oameni, 40, altfel este. Marcel este o persoană care, în primul rând, profesional, este din generație de muzicieni și lui place balcanica, ceea ce e legat de noi. Un spectacol foarte, foarte, foarte bun, la nivel foarte puternic. Sunetul, luminația, decorul a fost super. Creștem. E foarte bine, pare bine că crește. Cea care a fost responsabilă, inclusiv și de această idee, este regizoarea Svetlana Frumusache, inima creativă a tuturor evenimentelor mari semnate până acum de Etno Republic. Un spectacol foarte complicat. De ce? Pentru că a implicat foarte, foarte multe lume. Trebuia să am grijă ca în spectacol să participe etniile din Moldova noastră, care sunt multe, sunt mari, sunt mici, dar toate sunt foarte importante. De ce m-am străduit ca să invit pe majoritatea în emisiune. De aia, ca să le înțelegi folclorul, trebuia și mult să studiezi. Marcela a avut și mai complicat decât mine, pentru că era vorba de partituri care se deosebeau, pentru că fiecare popor are felul lui în abordarea muzicii, în special în abordarea folclorului. Și trebuia să muncim foarte mult. Spectacolele sunt și greu de realizat și ușor de realizat. Mie îmi plac spectacolele unde se muncește mult și se realizează greu, pentru că atunci știu că este un rezultat. Cele care sunt prea ușoare, nu știu cum, nu produce atâta satisfacție, cred eu. Este bine să muncești, să vezi un rezultat. Eu, de exemplu, mă implic major.
pentru că îmi place să fie un rezultat major. Deci îmi place să mă implic total, total. Nervi mai am deocamdată în rezervă și mai am încă pentru foarte multe spectacole. Mie mi s-a dat cu mult mai ușor pentru că eu mult timp am studiat muzică diferită popoarelor și nu e secret că la noi școala rusească, în seara vedere în fostă Uniune Sovietică, și promova, dar totodată și permitea și ca să studiez diferite genuri de muzică, studiez la nivel. Și am învățat eu, când am învățat la Colegiul Bălț, când am învățat la Institutul de Arte Plastice la Chișinău, în afară de muzică clasică și folclor moldovenesc, eu studiam foarte mult folclor balcanic, jazz, muzică latină, foarte multe direcții muzicale care mi erau interesante și eu o studiam din inițiativă proprie, mi era foarte interesant. Inima mea este alături de folclorul moldovenesc și românesc, dar cumva, oricând reușește să fac aceste melisme țigănești, sunt foarte aproape piesele și interpretările la anumite hituri din acest folclor. Mi-au plăcut foarte mult și doamnele care au reprezentat etnia bulgară, au cântat pe voci și a capela. Toți au înlemnit și inclusiv și muzicienii de pe scenă și spectatorii, pentru că a fost un moment așa foarte de suflet și chiar înțelegi cât de mult te poate transmite o voce, o interpretare în care se depune suflet. Инструментальные вещи, действительно сложные и ритмические, и мелодические, и по пониманию. Нам всем вот приходилось и вот с Юрой, и с Серегой немножко свой мозг расширять и перерабатывать, потому что понять и сыграть то, что нам предложил Марчел, это было по-настоящему хороший вызов. В прошлом концерте в интернете было пару таких интересных моментов, там каких-то там армянских, гагаузских, вот таких там, где пришлось немножко поломать голову, пока посчитали, пока поняли, как это должно работать, и как вот, но потом в итоге, вот когда все сыграли, послушали, и вот, вот классно, вот очень прям вот понравилось. Классно был концерт. Да. Шикарный, шикарный, замечательный концерт. Вот. Etno Republic vine cu o reinterpretare curajoasă și inedită, cu o stilistică evidentă în sunet a pieselor din diferite etnii. Hitul Ederlesi, interpretat de Cornelia Ștefăneț, te prinde prin melismele sale și te lasă fără răsuflare până la ultima notă interpretată. Sau Roma, pavo, pavo, sau Roma, odaie, sau Roma, pavo, pavo, hei, Ederlesi, Ederlesi, sau Roma, odaie. Datorită la proiectul Etno Republic, eu m-am aprofundat foarte mult în muzica folclorică și în melismele care le-am studiat foarte mult ca să fac față acestor piese și creații, cum ar fi Ederlesi, o piesă din folclorul țigănesc, care nu prea a fost cântată, deoarece este destul de greu de reprodus. Unele floricele, cum se spune la noi, la muzicieni, floricele care fac tot farmecul. Farmecul variantei Ederlesi, interpretate de mine ca și solistă și proiectul Etno Republic, este în grandoarea care se simte din primele acorduri și tu cumva, gata, nu ești în momentul real, tu undeva zbori, pentru că plutești pe fiecare melism, fiecare notă, fiecare armonie.
Această piesă în varianta noastră a avut și un cor, deci am cântat-o împreună cu corul Gloria de la Ștefaneaga, prima dată când a răsunat pe scenă pe 7 martie 2018 și a avut un impact foarte mare, chiar dacă lumea nu înțelegea despre ce se cântă în această piesă, dar atât de bine a ajuns la fiecare, și cunoscător de muzică și necunoscător, că noi am rămas chiar plăcut uimiți și mulțumiți că această piesă a ajuns unde trebuie. Piesă foarte, foarte puternică, cum a făcut-o Marcel, un aranjament extraordinar de mare și, adică, spunem că are carne multe, asta e așa din popor o vorbă. Dar piesa a fost cântată de mulți interpreți și noi am ascultat-o și o ascultăm și acum, dar cum a interpretat-o soția, jos pălăria. Încă o dată mă repet, noi cu băiatul meu chiar acasă, după 3-4 ori ne-am uitat și am ascultat aranjamentul, Marcel, jos. Și vreau să spun, și tot, nici nu se discută, chiar și milizmele astea noastre țigănești au lucrat mult pentru așa ceva, fiindcă nu toți pot să cânte și să interpreteze așa piesă cu stil balcanic țigănesc. Orice experiment presupune un risc, iar cel care nu știe să și-l asume, niciodată nu va atinge sentimentul de împlinire ce-l trăiești după fiecare concert. În acest context este cazul să amintim despre experimentul cu DJ Marcus Lower în deschiderea concertului trupei Prodigy din Moldova. Cel mai semnificativ pentru noi a fost concertul care noi am deschis Prodigy, deci am făcut încălzire la concertul Prodigy, deci am fost bandul de deschidere. Acolo cred că a fost cel mai impresionant pentru noi, fiindcă în primul rând a fost în premieră pentru noi și pentru Moldova, în așa un format de simbioză dintre DJ și lumea sa electronică și o trupă etno, cu lumea sa de folk și etno. Dacă sincer am mers atunci ca în beznă. Deci noi am conceput ideea asta de proiect, dar până la urmă nu am putut intui, deci, reacția publicului. Și evident că lumea cam jumătate de program nu prea înțelegea ce se întâmplă în scenă, din sensul ăsta că era ceva nou pentru ei și erau momente când DJ-ul agita publicul, era momentul când band-ul își făcea meseria sa deja și practic lumea nu știa să se împartă în două tabere, fie ascultă asta sau asta, dar în final, în a doua jumătate a programului, deja lumea se dezghețase. Orice experiment care vine deci, de la inițiativa lui Marcel Ștefăneț, deci este o provocare. Și mă bucur că suntem pe o undă și ușor găsim numitorul ăsta comun, fiindcă suntem doi, el e capul proiectului Etno Republic, eu deja sunt DJ Marcus Lawyer și mă ocup de muzică electronică și deci cred că a fost o provocare în primul rând, la care cred că am făcut față până la urmă, fiindcă totuși am fost primii pe teritoriul ăsta moldav care am încercat simbioza asta și a fost... Și câteva concerte am avut și adică chiar și reacția publicului vorbește de la sine. Etno Republic în frunte cu Marcel Ștefăneț îmbină stilurile și nu dă greș. Cel mai recent experiment este concertul susținut împreună cu băieții de la Brio Sonoris. Despre acest eveniment s-a vorbit ca fiind unul ce merită continuitate. Fac o paralelă acum la băieții din Etno Republic. Poate să vă mărturisească și Marcel, fiind când începeam noi proiectul ăsta, eu i-am zis. Pentru mine, un concert, când începe, prima impresie, a spectatorul trebuie să fie wow. Deci trebuie să-l captez din prima secundă, din prima clip, s-a deschis cortina, a fost primul acord, primul ton, deci spectatorul trebuie să facă wow. A fost un proiect frumos, a fost un proiect cu muzică de calitate, cu muzică adevărată, și a fost tot atât de sincer, foarte sincer și băieții. Și Marcel, care a depus o muncă enormă, care a adunat instrumentiști, unul ca unul, profesioniști, care s-au dedicat acestui proiect. Și acea scânteie din scenă, ea venea în sală, publicul o primea cu plăcere, dădea înapoi, feedback-ul era imediat. Și iată, acest proces de emoții care circulă din scenă în sală, eu asta numesc un act artistic. Deci,
acolo eu am simțit că s-a produs un act artistic. Iată, eu acum povestesc și parcă mă ating acele emoții. Asta trebuie să facă un artist, să ajungă la inimile spectatorilor. Și atunci spectatorul, credeți-mă, că va da dublu înapoi. Noi ne-am dorit de mult un concert la Palatul Național și varianta cu Ethno Republic și Marcel Ștefăneț a fost cea mai optimală pentru noi din ce considerăm, pentru că Marcel este un om profesionist și are o orchestră foarte, foarte mare și profesionistă în spatele său. Pe lângă asta, Marcel Ștefăneț a făcut toate aranjamentele vocale care au fost destul de complicate pentru noi, și orchestrale și vocale, și pentru cor, și pentru orchestră, și pentru noi, așa că a fost un mare volum de lucru pentru el și a fost mai ușor pentru noi. Am avut o astfel de ocazie anul trecut, la fel cu Ethno Republic, a fost de 7 martie, la concertul etniilor, la fel au fost poate chiar și mai mult de 60 de oameni, au fost implicați peste, per total au fost 300 ceva de artiști, normal că colective diferite, dar componența orchestrală, cor, cam au fost aceeași. De acolo, practic, și ne-am regăsit unii pe alții în acest proiect. La piesa Tu ești primăvara mea, pentru că Marcel acolo a făcut o introducere mare, foarte frumoasă și, știți, este foarte, cum, multe emoții, pentru că pe spatele tău este aproape 60 de oameni, un cor mare, band și orchestra și, sincer, e foarte interesant și emoționant. Îți dai seama, dacă stau în spatele tău orchestră, hai zicem 60, 70, 80 de oameni, și totul depinde de tine, da? Dacă tu falsezi odată sau greșești ceva, dai peste cap și ceilalți. Și îți dai seama în acel moment că practic atunci depinde doar de tine și rezultatul care va fi depinde tot doar de tine. Și îți dai seama că atunci parcă te gândești la 360 de grade mai mult, de exemplu, te întorci și faci totul să fie bine. Sau dacă ești răcit sau dacă ai careva probleme, atunci nu trebuie să dai pe față lucrurile astea. Nu credeam că vor găsi și va fi un rezultat atât de frumos cum a fost. Pentru că de la început nu se, știi, pragurile, atât trebuie să le treci și să nu le simți, să nu existe praguri. Pragurile la început existau. Ele au dispărut în timpul spectacolului. Atunci am văzut că au dispărut pragurile între Brio Sonores, Marcel Ștefăneț, Interetnica și eu. A dispărut pragurile. Și atunci a fost un rezultat frumos. Eu am văzut ce poate Ethno Republic și ce poate Brio Sonores și ce poate Marcel Ștefăneț. Instrumentiștii trupei întotdeauna sunt luați prin surprindere de liderul formației, Marcel Ștefăneț, și asta le face viața creativ de neastâmpărată și neobișnuită. Pentru mine era un, nu știu, o experiență și un avantaj undeva să mă apuc de acest proiect, pentru că muzica este tot alta. Deci mai mult de muzică clasică, mai mult muzică de operă, de simfonică și muzică pop, rock. Deci acolo cătare a fost foarte mult material muzical diferit. Și pentru mine asta prezintă un foarte mare interes, pentru că iarăși eu mi-am propus să fac și aranjamente un pic altfel și la piese deja care au, mă rog, bine auzite și cunoscute de publicul. Oricum eu am vrut să fac și am făcut altfel de aranjamente, cum văd eu în viziunea mea, peste 70 de oameni, în afară de interpreți. Deci, iarăși a fost un concert destul de complicat din punct de vedere a cantității oamenilor. Și eu iarăși la fel am invitat muzicieni care, după mine, care ar putea să se implice în acest material muzical, pentru că nu e vorba de folclor, mai mult vorba de muzică clasică, și de asta eu
Din punctul ăsta de vedere, am invitat muzicieni care mai aproape de acest gen muzical. A fost frumos pentru că a fost un amalgam așa de diferite stiluri instrumental, pop instrumentale și vocale, plus opera, adică o combinație așa unică. Cine a fost tentat vreodată să meargă la evenimentele Ethno Republic va urmări istoricul trupei și va reveni neapărat în scaunul spectatorului. Alături de acești instrumentiști și această voce, te regăsești, trăiești stări noi. Iubești, faci tot ce-ți dictează subtil mesajul pieselor. Tind spre cei ca să fiu însuși eu pentru mine mai profesionist, mai интересант, сын плак, ми, чеч, фак, йо. Момент концерта, как бы, Марчел, вот смотришь на него, вот как, обычно барабанщика ставят за стекло, чтобы он там своим, как бы, звуком громким не давил все остальное. Вот я сижу, играю метроном в ухе, там что-то там, вот мне там цокает, я там слышу, то есть, как бы, мониторную линию, и, то есть, как бы, играю, наблюдаю, вот смотрю, что вот Марчел, раз, там, смычком дирижирует, там как бы, скрипичная секция смотрит тоже там в ноты, Марчел смотрит и в ноты, и за музыкантами, и за всеми. То есть вот это вот для меня немножко как-то становится как-то даже, не знаю, пугает, наверное.